Maia Sandu nu s-a lăsat și a plecat din funcția de prim-ministru direct de pe scaunul din sala de ședințe a guvernului, după ce astăzi a prezidat-o pe ultima la amiază, executivul ei fiind în exercițiu. Bine dispusă de parcă situația în care se afla ar fi mulțumit-o, Maia Sandu le-a mulțumit colegilor din cabinetul de miniștri pentru munca pe care au depus-o în cele 5 luni de zile cât au format o echipă la guvern. Asta a fost ultima ședință a acestui guvern. Și, dragi colegi, eu vreau să vă spun că a fost o onoare și o plăcere să lucrez cu dumneavoastră. Vă mulțumesc tare mult. Ați fost și sunteți o echipă minunată. Vă mulțumesc pentru ce ați făcut pentru cetățeni. Vă mulțumesc pentru că am reușit să lucrăm ca o echipă. De asemenea, Maia Sandu le-a cerut foștilor miniștri să rămână alături de ea și să continue să muncească în folosul cetățenilor. Și vă încurajez să lucrăm în continuare în interesul cetățeanului, pentru că sunt tare multe lucruri pe care trebuie să le facem, astfel încât cetățenii noștri să ajungă să trăiască într-o țară a bunăstării și într-o țară în care li se face dreptate. Vă mulțumesc tare mult! Amintim că guvernul condus de Maia Sandu a fost investit în funcție pe 8 iunie, chiar în sala de plen a Parlamentului, la scurt timp de la desemnarea de către președintele Moldovei Igor Dodon, și a fost demis marți după ce moțiunea de cenzură înaintată împotriva executivului a fost votată de 63 de deputați.